Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Iisus Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fie vlavios. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-a pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inima aceste lucruri, îndelednicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei te ascultă. Amin. Câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată înșelat, înșelată? Puțini. Felicitări. Ați reușit să vă strecurați la piață fără să fiți înșelați la cântar, fără să cădeți pradă unei campanii publicitare care să vă prezinte un produs minunat, miraculos, de care n-ai auzit până atunci. Dar se pare că în viața în care trăim, suntem expuși destul de mult înșelăciunii. Fie că vrei să cumperi un produs și zici produsul ăsta e de calitate, e de marcă, e de firmă și când ajungi acasă desfaci produsul respectiv și când colo îți dai seama că e contrafăcut, că e fals, că nu funcționează după cum ți l-a prezentat vânzătorul. Sau că ai fost la piață și ți-ai cântărit un kilogram de cireșe și când ajungi acasă te gândești, mai hai să cântărești și eu cât o fi aici. Și îți dai seama că-s mai puține grame, dar tu ai plătit prețul întreg. Și cumva ai fost înșelat. Dacă n-ați fost înșelat până acum, probabil nu ați verificat, dar probabil ați fost. Dar cumva înșelăciunea face parte din viața aceasta cu care ne confruntăm de multe ori în domeniul material, domeniul social, poate chiar emoțional. Dar ce se întâmplă când ești înșelat în domeniul spiritual? Dacă în domeniul material cumva mai înghiți, deși te simți trădat în suflet și nu-ți place când știi că cineva te-a înșelat, că ai dat o sumă de bani și cel care trebuia să-ți facă lucrarea nu o face corespunzător cu sumei primite, te simți trădat. Dar dacă ești înșelat în ce privește credința? După cel mai frumos imn al epistolei, și vreau să-l citim din nou împreună, era o cântare. Cel mai probabil că așa arată felul grecesc de formulare a textului, 1 Timotei 3:16, începe capitolul 4 și spune dar. Adică în capitolul 3 te-ai întâlnit cu tabloul unui slujitor extraordinar pe care apostolul Pavel îl pune înaintea lui Timotei și spune uite cam cum ar trebui să arate un slujitor adevărat, un slujitor cu impact. Și apoi îți vorbește că stai în miezul epistolei de o cântare și spune așa, fără îndoială, versetul 16, capitolul 3, și fără îndoială, adică ăsta nu e un lucru de discutat, toți suntem de comun acord că așa stau lucrurile. Și fără îndoială,
Mare este taina Evlaviei. Și hai să citim împreună. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. 6 adevăruri, cel mai probabil scris în mod cronologic legat de Domnul Iisus Hristos. Și cumva te înalți Apostolul Pavel într-o stare spirituală înaltă. Uite înaintea cui ne închinăm. Uite care-i taina Evlaviei. Și apoi schimbă radical macazul și spune, dar nu așa stau lucrurile când vorbim de viața de zi cu zi. Dar. Și îți dă câteva lucruri care te înfioară la prima citire. Dar Duhul, nu orice om spune, nu eu spun, zice Apostolul Pavel, și da, și el era mânat de Duhul lui Dumnezeu, întărește ce zice spunând Duhul. Nu-i Duhul omului, e Duhul lui Dumnezeu. Duhul spune clar, spune lămurit. Așa cum, fără îndoială, e taina Evlaviei, la fel de lămurit spune Duhul că este în contrapartidă altceva. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Când se vor lepăda oamenii de credință? În vremurile din urmă. Când sunt vremurile din urmă? Expresia vremurilor din urmă de obicei este înțeleasă ca fiind ultimele zile sau ultimele luni sau poate ani chiar înainte de revenirea lui Hristos. Însă dacă citești cu atenție Scriptura, expresia aceasta are câteva sinonime. Cum ar fi? Sfârșitul veacurilor, ceasul de pe urmă. Ucenicii care scriau aceste expresii înțelegeau vremurile din urmă ca perioada care apare de la înălțarea lui Hristos până la revenirea lui Hristos. Așa că vremurile din urmă nu au de-a face doar cu ultimele luni înainte ca Iisus să revină, ci au de-a face cu toată această perioadă. Și dați-mi voie să exemplific acest lucru. Hai să citim 1 Corinteni 10 cu 11, unde apare o expresie similară, sfârșitul veacurilor. Și uitați ce zice aici Apostolul Pavel. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde nouă, celor care erau, și au fost scrise pentru învățătura noastră, adică a celor din primul veac, peste care au venit? Peste ei au venit sfârșitul veacurilor? Pentru că expresia aceasta, vremurile din urmă, sfârșitul veacurilor, ceasul de pe urmă, are de-a face cu toată perioada aceasta de la prima venire a lui Hristos până la a doua venire a lui Hristos. Ce vreau să spun cu lucrurile acestea? Ce spune Duhul este că în toată perioada aceasta, de la înălțarea lui Hristos și până la revenirea lui Hristos, vor fi învățători falși. Nu este o chestiune ipotetică, s-ar putea să fie învățători falși, ci Duhul spune lămurit, vor fi învățători falși. Greu lucru să auzi așa ceva. Este o avertizare. Duhul nu spune că e posibil, Duhul spune că este inevitabil că vor fi și învățători falși. Și dimineața aceasta vreau să vorbesc despre cum recunoaștem învățătorii mincinoși. Pentru că așa vorbește Apostolul Pavel, spunând despre ei ca fiind oameni care vorbesc minciuni. Cum recunoaștem învățătorii mincinoși? E adevărat că, uitându-ne doar în textul de față, nu vom putea face un tablou complet al învățătorilor mincinoși. N-ai cum, doar citind 1 Timotei 4 sau o imagine exhaustivă, completă, complexă despre cum arată un învățător mincinos. Dar ai câteva elemente aici. Vom încerca în dimineața aceasta să fim coerenți cu textul Scripturii, ne uităm în el și cumva să fim atenți, să nu fim și noi înșelați. Dacă te înșeală cineva la cireșe, nu-i bai. Dar dacă te înșeală cineva în domeniul credinței, îi bai mare. Astăzi, mai mult ca oricând, suntem mai predispuși în înșelării, pentru că suntem mai predispuși la auzi mai mult ca oricând învățături false. Știți cum? Suntem la un clic distanță de orice fel de învățătură.
Dacă în vremea apostolului Pavel, oamenii erau expuși la învățături false în mod fizic, călătoriau iudaizatorii, călătoriau gnosticii din loc în loc și cumva așteptai să ajungă acea persoană în mijlocul comunității, astăzi nu mai ai nevoie să circule învățători, predicatori, profeți, proroci și așa mai departe din loc în loc. Astăzi îi ai în buzunarul tău, prin telefon. Și foarte ușor, la un clic distanță, poți să fii expuși unei învățături false și nici să nu-ți dai seama. Pentru că asta spune Scriptura. Ei ademenesc. Hai să vedem câteva caracteristici și apoi, tangențial, cum ne păzim de ei, că asta e cel mai important lucru. Ce caracteristici au învățătorii falși, uitându-ne în textul Scripturii? Să citim. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, adică în toată perioada asta, și asta e o realitate, au fost învățători falși în vremea apostolului Pavel, au fost învățători falși în vremea ucenicilor și până la ziua de astăzi sunt învățători falși. Unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Dar cum? Cum reușești cineva să te alipești de duhuri înșelătoare și mai grav de învățăturile dracilor? Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ați vrea să fiți expuși învățăturilor demonilor? Doamne feri! Cum să fie expuși învățăturilor demonilor sau mai mult să le urmezi învățătura? Cât ați vrea să luați aminte la o lecție despre învățăturilor duhurilor rele? Nu cred că cineva e doritor, însă din nefericire e pericolul să plecăm urechea la astfel de învățături uitându-le la anumiți învățători, spune Scriptura, care vorbesc minciuni. Și atenție, textul se adresează nu celor din afara comunității de credință. Apostolul Pavel nu spune cei care nu sunt creștini pot să fie înșelați de către duhuri înșelătoare, oricum ei sunt înșelați. Dar spune, cei care sunt în mijlocul vostru pot fi abătuți. Un mare semnal de alarmă. Și noi putem cădea pradă unor învățături periculoase. Acum să știți că duhurile rele nu vor folosi trompete pentru a comunica. Nici măcar sataniști pentru a comunica, deși o fac. Pentru că nimeni nu ar merge dintre creștini în locuri de genul acela. Câți dintre dumneavoastră ați merge să spuneți într-un loc în care există un satanist care vine să spună vreau să spun învățătura satanei? Ați merge careva? Niciunul. Dar spune Scriptura că nu așa procedează învățătorii falși. Nu te aștepta să găsești într-o clădire sau pe internet la începutul predicii, la începutul învățăturii, următoarea frază. Pericol, doctrină satanică inclusă. Sau nu vei vedea un învățător care spune pericol, ai deschidere la o învățătură a duhurilor înșelătoare, o faci pe cont propriu. Nimeni nu spune asta. Nimeni nu spune asta. Învățătura falsă de obicei este însoțită de oameni bine îmbrăcați, bine îngrijiți, atrăgători, prietenoase și foarte convingătoare. Pentru că fiți atenți, învățătorii mincinoși nu pot fi detectați pe baza oratoriei sau iscusinței în vorbire. Biblia spune că ei sunt însemnați unde? În cugetul lor. Ce înseamnă a fi însemnat? Expresia a fi însemnat era tipică lumii greco-romane când un sclav, spre exemplu, ca să fie cunoscut că aparține stăpânului, îi se punea asupra lui o pecete și toată lumea știa, e al stăpânului cutare. Dar învățătorii falși n-au ceva fizic pe ei. Să știți că nu sunt cei care poartă cravată sau nu poartă cravată. Nu sunt cei care au costum sau cei care n-au costum. Nu după îmbrăcăminte vezi, ci zice Apostolul Pavel, ei în interiorul lor, în cugetul lor, sunt însemnați ca fiind al altcuiva. Nu îi vezi fizic, nu în mod fizic îi poți repera. Uneori cădem pradă oratorie oamenilor. Am auzit expresie de genul, măi, ce bine a vorbit. Dar de ce a vorbit bine? Păi a vorbit tare. Sau cumva are cuvintele la el.
Și asta e un mare pericol. O, da, cred că cine vorbește din Scriptură și plictisește cu Scriptura, Domnul să-l ierte. Când stai înainte oamenilor și tu deschizi Scriptura și cumva acolo este un somn covârșitor peste întreaga adunare, e o problemă. Dar nici partea aia la altă. Să zici, măi, are dreptate, de ce? O vorbit tare, știe să lege cuvintele între el. Nu, în felul ăsta poți repera un învățător mincinos. Că s-ar putea unii să aibă neologism la ei cât carul. Ba mai mult, dacă ar fi să citim mai departe, spune 2 Corinteni 11, 13 la 15, ca să vedem că satana și slujitorii săi lucrează în mod aparent cu oameni de treabă. Spune așa, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolii lui Hristos. Și nu este de mirare, spune Pavel, apostolul, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, zice el, adică dacă satana se poate preface, de ce ne-am mira? Că și slujitorii lui se prefac în slujitorii neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Când Dumnezeu spune adevărul și folosește oameni pentru a-L împărtăși, satana folosește minciuni și oameni. Așadar, învățătura falsă poate veni prin oameni. Și asta e un mare pericol. 2. Ce mai spune Scriptura? Iată în cazul lui Timotei ce găsim scris. Ei, zice apostolul Pavel, versetul 3, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei care cred și cunosc adevărul. De obicei, învățătorii falși, și aici este surpriza, accentuează o falsă evlavie, o moralitate. Și aici te șochezi. Cum adică învățătorii falși vin și îți propun și îți arată o moralitate înaltă? Dacă să ne uităm efectiv la cazul lui Timotei, se pare că acești învățători falși, îi mai găsim în 2 Timotei, în care apostolul Pavel vine și zice, ei zic că deja a venit învierea și cumva dacă deja a venit învierea, păi atunci nu mai e nevoie de căsătorie. Dacă e să-i punem împreună, e o posibilitate genul acesta, însă de regulă ei vin și zic, stai un pic, uite, căsătoria este inferioară celibatului. Cu celibatar fiind, ești mai aproape de Dumnezeu. Ai mai mult timp să slujești pe Dumnezeu. Ești mai sfânt. Sau mâncarea. Auzi, știi cum? Da, te iartă Dumnezeu. Ești aproape de Dumnezeu, dar nu orice mâncare ar trebui să consumi. Adică vine înaintea ta și spune o moralitate care pare înaltă. Păi cine poate să trăiască necăsătorită atâta timp? Să fie aproape de Dumnezeu. Cine poate să se înfrâneze de la mâncarea asta care e atât de ademenitoare pentru trup? Vine și îți vorbește despre o moralitate înaltă și te uiți la ei și zici, măi, dar ce moral e omul ăsta? Eu nu pot ajunge. Uite cum se îmbracă, uite cum mănâncă, uite cum trăiește. Ce moralitate, ce evlavie extraordinară. Și tu te uiți la tine și zici, păi eu nu mă pot înfrâna de la slănină. Eu nu mă pot înfrâna de la lucrul respectiv. Și asta o via dreptate atunci. În Coloseni 2:20, apostolul Pavel atacă problema asta spunând, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăit încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Observați moralitatea asta înaltă? Un standard foarte înalt de moralitate au ei. Sau cel puțin propagă. Nu știu dacă trăiesc neapărat, dar cel puțin în public îți arată moralitatea asta. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au un adevăr, o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup. Dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilirii firii pământești. De obicei, sau de regulă, acești învățători care accentuează moralitatea exacerbează un element de credință. Adică, da, e bun totul, dar uite, căsătoria aici ar trebui să lucrezi ceva. Da, e ok, dar vezi, la cine ar trebui chestia asta făcută? Nu asta la altă. Adică o chestiune mai înaltă spirituală. Ceva nu e bun. Cumva un elitism spiritual.
Și acum vei zice, dar ce, nu suntem chemați la moralitate? Nu suntem chemați la evlavie? Nu după roadele lor, zice Hristos, că îi vei cunoaște? Ba da, dar vom vedea cum. Mai așteptați puțin. Ei accentuează o falsă evlavie. Și când mă gândesc la lucrul acesta, vă invit să ne uităm la următorul exemplu istoric. În anul 325, la Conciliul de la Nicea, a existat o dezbatere extrem de puternică. O dezbatere cu consecințe fenomenale de-a lungul istoriei până astăzi. Erau două tabere. Tabăra promovată de Aries, sau Arius, și tabăra lui Atanasie. Tabăra lui Arie venea și spunea că Iisus este un semi-zeu, nu e Dumnezeu adevărat, pentru că e inferior tatălui. Tabăra lui Atanasie și a creștinătății s-a opus vehement lui Arie, lui Arius, spunând nici vorbă. Iisus e Dumnezeu, coegal, coetern, coexistențial cu tatăl. Dar acum fiți atenți. Cel care promova erezia aceasta, că Iisus e un fel de semi-zeu, nu e Dumnezeu el adevărat, era Arie sau Arius. Arie era cunoscut pentru caracterul său ascetic. Un om care postea des. Un om care se ruga fervent. Și pentru modul său de viață relativ simplu. Unele surse istorice îl descriu ca fiind un om de o moralitate extraordinară și dedicat convingerilor sale religioase. Cu toate astea, un om remarcabil de moral era remarcabil de eretic. Cum e posibil? Pe de altă parte, l-ai pe Atanasie. Și anumite surse istorice spun că el avea o personalitate foarte puternică și un stil combativ care de multe ori părea să fie violent. Chiar se pare că de câteva ori a fost dat jos din funcția de episcop al Alexandriei. Un om a cărei moralitate zice față de Arie, mai bine îl pui pe Arie în comitet decât pe ăsta alalt. Mai știți cine a avut dreptate? Atanasie? Multă dreptate. Așa că fii atent, nu scădea imediat să spui, măi, un om extraordinar, de ce e moral? Uite-te cum se îmbracă, uite-te cum vorbește, uite-te ce actitudine are față de cutare, față de cutare. Nu întotdeauna moralitatea echivalează și cu adevărul. Dar vom vedea că e importantă moralitatea. Dar să nu cazi în plasa aceasta. Apoi, în al treilea rând, ce mai spune Scriptura? De data asta, Apostolul Pavel vine către Timotei și din nou inserează ceva ce în primul capitol spunea că fie că are de-a face cu învățătorii falși. Și spune așa, versetul 7, ferește-te de basmele lumești și băbești. Și cu expresia asta ne-am mai întâlnit în primul capitol, e o expresie care aparține învățătorilor falși. Prin ce mai sunt caracterizați învățătorii falși? Odată, ei vorbesc fățarnic, nu-i poți cunoaște că în interiorul lor au fățărnicia asta, care nu de multe ori e dată pe față, apoi accentuează o evlavie, o moralitate falsă, o evlavie de care Pavel zice e fără putere, și mai e ceva, basme lumești și băbești. Adică, prezintă elemente senzaționale și noi. Basme evreiești. Ce sunt basmele? De obicei erau midrașuri iudaice sau speculații alegorice pe marginea Vechiului Testament. Feriți-vă de oricine vine și spune că are o taină și vă prezintă taina aia. În Biblie, când apare taină, de cele multe ori apare în cartea Efeseni, nu înseamnă că numai cineva are acces la taina aia. Ci expresia taina lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu a ales în momentul respectiv să o descopere tuturor prin revelație divină scripturală. Dar când vezi pe unii care vin și spun îți aduc o învățătură pe care nimeni n-a mai adus-o până acum, îți spun ceva pe care tu n-ai auzit până acum așa ceva, miroase a fățărnicie. Miroase a ceva care are în spate nimic altceva decât o învățătură periculoasă. Dacă după 2000 de ani de creștinism tu vii și zici îți aduc ceva ce nimeni nu mai a auzit, înseamnă că dai la o parte tot adevărul Scripturii de care ai deja nevoie. Cu câțiva ani în urmă mi-a povestit un coleg slujitor că într-un sat, știți cum se făcea și poate să mai face și acum din nefericire, când oricine vine să fie musafir într-un sat, ce zic frații? Bine ai venit, treci la învun.
Cam așa se proceda. Oh, uite, un frate cu tare, ne bucurăm că ai venit, dai, ai un gând, ai o... Și așa a apărut un frate acolo la amvon și îmi spunea colegul meu de slujire. Zice, s-a ridicat la amvon și a început să spună, în dimineața asta, vă voi spune o învățătură în care nici Pavel nu știa învățătura aia. Vă voi spune ceva extraordinar. Și colegul meu s-a ridicat și a zis, te rog frumos să pleci de la amvon. Basme, lumești și evrești, adică speculații. Ceva care să spune, uite, îți arăt eu ceva acum. Ce... Nimeni nu mai a auzit, nimeni nu mai a văzut. Și asta prinde că ne plac poveștile. Ne place să auzim ceva ce nu mai auzi nimeni. Vrem să auzim lucruri ca să părem și noi cineva importanți când auzim ceva deosebit. Băi, mi-a zis cineva și știu acum. Astea sunt trei caracteristici care apar doar aici. Feriți-vă de cei care aduc o învățătură nouă, o taină pe care nu o știe nimeni. De acele lucruri senzaționale, de povești, de basme lumești evreiești. Feriți-vă de lucrurile acelea. Dar cum să te ferești? Trei lucruri simple. Cum să nu fii înșelat? Până la urmă asta e chemarea noastră. Hai să citim ce zice Apostolul Pavel. Versetul 3. Cu referire la problema de atunci legat de căsătorie, să nu te căsătorești, să nu mănânci cu tare lucru. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Primul lucru ca să te ferești este să cunoști adevărul. Când vine cineva înaintea ta și spune, auzi, e mai bine să rămâi necăsătorit, că în felul acesta ești mai sfânt. Căsătoria e problematică, căsătoria cumva te profanează și te face păcătos. Ce ai răspuns? Păi uite ce zice Apostolul Pavel. Hai să vedem dacă așa stau lucrurile. Și legat de căsătorie, răspunde scriptural. Versetul 4. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună. Prin căsătorie eu nu mă profanez. Dumnezeu a creat fiecare ființă umană. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel te duce la adevăr. Care adevărul? Dumnezeu a spus că omul nu este bine să fie singur. E bine asta. Adică să cunoști adevărul, zice Apostolul Pavel. Și apoi legat de mâncare. Și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să mâncați din orice, nu tot, din orice se vinde pe piață. Îți dă Dumnezeu libertatea aceasta. E în momentul în care ai parte de învățături false, foarte, foarte important e să cunoști adevărul. Când vine cineva la dumneavoastră și vă spune, Iisus nu-i Dumnezeu. Că uite, apare acolo un verset în Scriptură care spune că Tatăl e mai mare decât mine. Așa o fi. Așa zici, nu? Vine și spune, poate legat de mâncare. Măi, auzi, e bine că ești credincios, dar auzi, știi ce? Carnea de porc. Dă-o la o parte. Și spune, pentru sănătate aș da-o, dar din punct de vedere biblic. Nu am argument. Să știi adevărul. E atât de important în momentele respective. Și de foarte multe ori, ca să înțelegem cum combatem învățătura falsă, e important să știm învățătura. De 5 ori apare cuvântul învață sau învățătură. În textele acestea, care vorbesc de învățătorii falși, Apostolul Pavel spune, vrei să-i combați? Să știi învățătura. Să știi Scriptura. Spre exemplu, versetul 6, versetul 11, versetul 13, versetul 16, de fiecare dată spune învățătura, învățătura, învățătura. Fraților, dacă dăm la o parte învățătura, suntem oameni care mergem pe o mare și când suntem jos, când suntem sus, când suntem jos, când suntem sus. Învățătura ne ferește. De asta e studiu biblic, de asta e părtășie individuală, de asta e biserica, să auzi învățătura lui Dumnezeu. Am auzit ceva ce m-a șocat, cu ani în urmă se deschisese o biserică în Sibiu și reclama bisericii respective a fost următoarea. Dacă te-ai săturat de doctrină, hai la noi la biserică. Păi dacă te-ai săturat de doctrină, asta înseamnă învățătură. Înseamnă că ești pradă duhurilor înșelătoare, învățăturilor false și dracilor.
Dacă nu știi învățătura, nu știi Scriptura, oricând ești dus pe apa aceasta învolburată a lumii. 2. Cum să nu fii înșelat? Cunoaște adevărul. 2. Caută evlavia. Caută moralitatea. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei mai departe: ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios, sau deprindere, deprinde-te să fii evlavios sau moral. Dar vei zice: frate, dar nu ne-ai spus înainte că învățătorii falși pot fi morali? Pot fi evlavioși? Păi și cum zici acum să căutăm evlavia, dacă ăștia înainte erau evlavioși și păreau să te înșele printr-o evlavie înaltă? De ce zice Apostolul Pavel: caută să fii evlavios? Marele pericol este să ne axăm foarte mult pe învățătorii falși și toată ziua să ne uităm pe internet: ăsta e fals, ăsta e fals, ăsta e fals, ăsta e fals. Apostolul Pavel nu zice asta. Da, zice să fii atent la ei, că vor fi tot felul de învățători falși, dar atenția ta e să fie asupra ta, tu să crești în moralitate, în sfințenie, în apropiere de Dumnezeu. Dar care e diferența? În 2002 a apărut un film interesant, creștin, se numea Time Changer. Acțiunea acestui film se desfășura undeva în anii 1890, în care, în America, în care țara era cu valori creștine așezate. Și acolo, toată istoria acestui film vorbește despre doi teologi care au început să se lupte legat de următoarea întrebare. Ar trebui moralitatea să fie fundamentată în persoana lui Iisus? Sau putem să le cerem oamenilor să fie morali doar de dragul moralității? Adică, de ce să le cerem oamenilor fi bun, fi moral, nu fura, nu minți, ca așa zice Iisus? Mai bine să le zicem la oameni: fi bun, nu fura, nu minți, că important e să fie morali. Și a fost o dezbatere puternică între ei și în scenariul filmului se spune că cel care zicea că nu poți separa moralitatea de Iisus a format el așa, așa un tunel al timpului și l-a trimis pe profesorul care spunea: spune la oameni doar să fie buni, nu contează că zice Iisus sau că nu zice Iisus, doar să fie morali, să fie evlavioși. Și a format el așa un tunel al timpului și l-a trimis pe profesorul care credea în moralitate fără Iisus în zilele noastre. Și a spus: uite cum arată moralitatea fără Iisus. Și au fost câteva scenarii. Spre exemplu, s-a întâlnit cu un băiat care era el, se juca undeva și era foarte vocal și vorbea urât. Și profesorul îi zice: dar de ce vorbești așa urât? Păi cine ești tu să-mi zici? Eu voi fi moral cum cred eu de cuvință. Și apoi a căutat alte moralități. Și după ce s-a întors înapoi, în scenariul acesta, profesorul a ajuns la concluzia că adevărata moralitate nu poate fi despărțită de autorul ei, de Dumnezeu. Uitați-vă cum se încapsulează evlavia. Adevărata moralitate l-are în centru pe Iisus. Eu de ce sunt bun? De ce nu mint? De ce nu fur? De ce fac ce fac? De ce mă îmbrac cum mă îmbrac? De ce am o anumită conduită? Pentru că l-am în centru pe Iisus. El îmi zice, de dragul lui fac lucrurile respective. Uitați ce spune încă o dată taina evlaviei, versetul 16. Și fără îndoială, adică de nediscutat, taina evlaviei este Iisus. Și pentru că Domnul meu Iisus îmi spune lucrurile cu tare, de dragul lui și pentru el fac lucrurile cu tare. Învățătorii falși despart de cele mai multe ori moralitatea de Iisus. Și atunci apostolul Pavel zice: da, caută să fie evlavioși, dar evlavia asta nu poți despărți de Iisus. Ești cine ce ești pentru, de dragul Domnului Iisus Hristos. Când desparți moralitatea de Iisus, nu mai e autorul ei. Cine zice? Societatea? Societatea se schimbă. Persoana ta? Se schimbă și persoana ta. De aceea, fii conștient că adevărata moralitate ține doar de Iisus Hristos și caută să faci lucrurile acestea. Cum? Uita ce zice mai departe. Nimeni să nu-ți disprețuiască, versetul 12, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Se pare că apostolul Timotei era tânăr. Ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire,
în purtare, în dragoste, în credință, în curăție, dar caută să fii tot mai mult, dar de dragul lui Iisus. Nu poți să desparți lucrurile acestea. Nu să fii bun ca să arăți altora cât de grozav ești, ca să impresionezi pe alții, ci datorită evlaviei care vine în Hristos, în Iisus Hristos, poți să crești în moralitate. Și al treilea lucru. Cum să nu fii înșelat? Caută să crești tot mai mult în cunoașterea lui Hristos. Cunoaște adevărul și trei. Fii parte din comunitate. De câteva ori apare aici expresii care țin de comunitate. Adică, versetul 6, pune în mintea fraților. Versetul 12, pildă pentru credincioși. Versetul 13, învățătură pentru alții. Versetul 15, înaintarea ta văzută de ceilalți. Versetul 16, cei ce te ascultă. Observați că toată credința se trăiește nu individual, ci în comunitate, în biserică. Dacă vrei să nu fii înșelat, e atât de important să nu te desparți de comunitatea biblică a lui Hristos. Pentru că vor veni tot felul de oameni care vor spune de comunități virtuale. Și știu anumiți oameni care n-au mai venit la noi la biserică de o vreme, membrii fiind. Dar am stat de vorbă cu cineva și i-am spus, măi, nu te-am mai văzut la biserică de o vreme. Și știți ce mi-a zis? Dar eu în fiecare duminică mă uit. E adevărat, nu la noi, la altă biserică. În fiecare duminică. Eu sunt comunitatea respectivă. Dar Apostolul Pavel vine și vorbește despre o comunitate palpabilă. Înaintarea ta să fie văzută de toți. Ceea ce mă surprinde este că un mare pericol pe care noi astăzi îl trăim este că dăm crezare unor oameni pe internet pe care nu i-am văzut fizic niciodată, nu le știm umblarea fizic niciodată, nu știm cum arată în bisericile lor locale, dar îi credem. Și frații pe care i-am văzut umblând 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani în biserica locală, ăștia nu mai sunt așa de actual ca alții. Și atunci nu-i de mirare că ești înșelat. Un caz a unui învățător celebru astăzi, în lumea internetului, este că are o comunitate virtuală de mii și zeci de mii de oameni, de o biserică locală de 40 de oameni. Și dacă stai de vorbă cu cei din biserica locală de acolo, toți spun, are ceva probleme, dar pe internet e perfect. Și atunci, ca să nu cumva să fii înșelat, fii parte dintr-o comunitate. Pentru că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, înaintarea ta să fie văzut, pune în mintea fraților, să te vadă oamenii, să te pipăie dacă vrei, că ești real, că ești autentic în trăirea ta, te vede la piață, te vede cum vorbești, te vede interacțiunile unul cu altul. Și atunci poți să dai crezare. Dar dacă mă desprind dintr-o comunitate locală, mă desprind din ceea ce înseamnă trupul real, palpabil al lui Hristos, nu-i de mirare că pot fi înșelat. De aceea, ca să nu fii înșelat, învățătura, cunoaște adevărul. Caută să crești în cunoașterea lui Hristos tot mai mult, de dragul lui să fii moral. Și apoi să fii parte dintr-o comunitate care l-ai văzut, l-ai cunoscut, cu defectele lui, cu pocăința lui, cu trăirea lui autentică, pe cel care stă înaintea ta. Și închei cu trei concluzii aplicative. 1. Versetul 16 este concluzia capitolului. Hai să-l citim prima dată. Fii cu luarea minte asupra ta însuți. Primul sfat. Asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Întâi de toate, fii atent la ce asculți. Fii atent la ce asculți, la ce pleci urechea. Astăzi, foarte ușor, putem auzi tot felul de învățături. Tot felul de învățături. Fii atent, zice Apostolul Pavel. Fii atent, spune Apostolul Pavel, fii cu luarea minte asupra ta însuți. Întâi de toate, ce pui în tine? Pentru că dacă ajung să pun în mine anumite informații, încetul cu încetul seamănă anumite adevăruri sau falsități care mă vor deturna sau nu de pe cale. Cumva în lumea asta largă a internetului începe să cenzurezi.
Uită-te la cele criterii care s-au spus înainte din Scriptură și începe să cenzurezi pe cine asculți. Și cui dai atenția ta? 2. Fii atent, spune Apostolul Pavel, numai la ce asculți, dar zice, fii atent și asupra învățăturii pe care o dai altora. Fii atent ce învățătură transmiți mai departe. E adevărat că în special se adresează predicatorilor, dar și ție s-ar putea să ți se adreseze chiar dacă nu ești predicator. Ce distribui mai departe? Nici n-ai verificat bine informația, nici nu știi cine e în spatele informației, dar dăm un share pe Facebook, pe Instagram sau pe orice, pe TikTok n-avem, dar pe altele începem să dăm. Și nu știi că s-ar putea în spatele acelei învățături să fie un pericol. Am văzut creștini care dau share-ul la învățăturile lui Buddha, că sună bine. Pot fi niște adevăruri general valabile, dar dau share. Dau like. Fii atent ce dai mai departe, zice Apostolul Pavel. Fii atent numai asupra ce iei tu, dar dacă tu ai luat ce nu trebuie, măcar ține pentru tine. Pentru că în spatele fiecărei învățături există un duh al lui Dumnezeu sau al dracilor. În spatele fiecărei învățături de credință este fie Duhul lui Dumnezeu, fie Duhul lumii, Duhul dracilor. Cea mai periculoasă armă nu este arma nucleară, este ideea sau filozofia care se propagă prin învățătură. Pentru că în urma filozofiei culegem noi astăzi roadele. Ne uităm astăzi și ne minunăm cum oamenii au început să schimbe moralitatea. Bărbat cu femeie astăzi nu mai e nicio problemă să fie altfel. Ne îngrozim când vorbim despre lucruri care în trecut erau de neconceput, de transgenderism, de exemplu. Dar știți că doar culegem roadele unor învățături semănate acum vreo 40-50 de ani? Școala de la Frankfurt, de exemplu, propaga chestiile astea. Așa că fii atent la învățătură. Mai periculoasă decât arma chimică sau biologică sau nucleară este învățătura. Fii atent cui dai inima ta și fii atent ce dai mai departe. Și ultimul lucru. Întotdeauna, și aici nu greșești, de aici pleci. Întotdeauna. Întotdeauna pleacă de la fundament. Și fundamentul este evlavia creștină, care nu-i despărțită de Iisus Hristos. Învățătura sănătoasă se bazează pe persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. De aici plecăm. Oamenii n-au nicio problemă când le vorbești de Dumnezeu. Oamenii încep să se separe când le vorbești despre Iisus. Vorbeam săptămâna aceasta cu un frate student la București, care are acces prin meseria lui la câteva vedetele ale României. Și spunea el, n-am nicio problemă să vorbesc despre Dumnezeu cu vedetele României, dar când încep să vorbesc despre Iisus, se închide discuția. Baza noastră nu e o moralitate așa despărțită de Dumnezeu. Nu este o moralitate că vrem să fim noi buni, ci se bazează pe lucrarea lui Iisus Hristos. Și din nou aș vrea să citim și cu asta vreau să închei. Care este mărturia noastră de credință? Ai 6 afirmații spuse oarecum cronologic în 1 Timotei 3:16. Noi de asta ne ținem, de Iisus Hristos, fără discuții, fără îndoială, fără lucru de negociat, spune aici. Mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, adică cel care s-a întrupat, a fost dovedit neprihănit prin Duhul. Și marea majoritate a teologilor sunt de părere că aici are de-a face cu nimic altceva decât dovada învierii. A fost văzut de îngeri și unii teologi spun că e vorba de înălțarea lui. A fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Și mulți spun că e vorba despre revenirea lui. Cu alte cuvinte, temelia credinței noastre legată de Iisus Hristos. Cine este El? Ce a făcut El? Noi nu suntem creștini moraliști. Noi suntem creștini datorită lui Iisus Hristos. El este o persoană reală de care ne agățăm, în care credem și pe care îl urmăm cu toată inima. Crește în cunoașterea Lui. Și în cele ce urmează, ne apropiem de cel mai important moment în care stăm aproape de El, de masa Lui. Și când stăm la masa Lui, din nou memorăm toată taina evlaviei care ne-a fost descoperită. El a venit pe pământ, s-a întrupat, a trăit o viață sfântă, a murit la Golgota pentru păcatele noastre
Prin pocăință și credință, noi avem o relație unică cu El și proclamăm că El s-a înălțat la cer și va reveni să ne ia acasă. De asta ne agățăm noi. Asta e taina în care credem noi. Și asta propovăduim tuturor. Doamne ajută-ne. Amin.